Inspectoratul General pentru Situații de Urgență continuă să monitorizeze situația de pe întreg teritoriul țării ca urmare a codului portocaliu de creștere a nivelului apei pe râurile Prut și Nistru emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Astfel, conform informațiilor din teren, astăzi pe râul Prut, sectorul Satul Criva, orașul Costești, a avut loc o descreștere a nivelului apei cu până la jumătate de metru, un scenariu similar fiind înregistrat pe râul Nistru, sectorul Satul Naslav, Slavcea, orașul Dubăsari. De menționat că o creștere a nivelului apei s-a atestat doar pe sectorul orașul Bender, satul Talmaza. În acest sens, autoritățile publice locale au luat toate măsurile pentru menținerea siguranței cetățenilor și de prevenire a inundațiilor, fiind fortificat chiar și un dig de protecție cu lungimea de peste 50 de metri pentru protejarea culturilor agricole din lunca râului Nistru. Amintim că în ultimile zile, salvatorii și cetățenii au lucrat pe mai multe sectoare de fortificare a digurilor de protecție în mai multe zone ale țării.